Bună! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi îți voi arăta o rețetă de desert sau gustare, foarte simplu și rapid de făcut. Bine, e cam mult spus rețetă, pentru că doar am mers și câteva ingrediente. Hai să-i zic mai bine o idee de ceva bun și simplu de făcut. Voi face tost cu tahini și scorțișoară. Aici am 150 de grame de tahini sau pastă de susan. Nu conține nimic altceva în afară de susan. Este 100% susan măcinat. Aici am 30 de grame miere. Dacă nu consumi miere, poți să folosești sirop de arțar sau un alt îndulcitor. Și aici o linguriță de scorțișoară măcinată. Voi amesteca foarte bine cele trei ingrediente. De asta am și pus bolul mai mare, ca să am loc. Susanul este bogat în calciu. Scorțișoara are și ea multiple beneficii, printre care reglarea glicemiei. Dacă nu îți place scorțișoara, nu o mai folosești. Amestești doar pasta de susan cu îndulcitorul. Aici am trei felii de pâine pe care le-am tăiat în două. Două dintre felii le-am prăjit, una am păstrat-o proaspătă ca atare. Mie îmi plac ambele variante, tu alegi ce-ți place mai mult. Întind compoziția pe feliile de pâine. Dacă vrei mai multă culoare în farfurie sau alte texturi și gusturi, poți să mai adaugi peste cremă, fructe, semințe, nuci. Eu acum voi pune susan negru, fulgi de cocos, fistic mărunțit și rodie. Nu mănânc tot ce este în farfurie. De regulă îmi ajunge o felie de pâine, dar acum am făcut mai multe ca să exemplific. Compoziția care a rămas în bol o voi muta într-un borcanel și așa o păstrez. Dacă ți-a plăcut clipul, trimite-l unei prietene sau postează-l pe rețelele de socializare. Mulțumesc pentru vizionare! Pe data viitoare! Pa, pa!